După ce emisiunea Bass House a devenit virală și conversații private dintre persoanele de acolo au ieșit la suprafață, se pare că măcar ceva bun a ieșit de acolo, adică formarea unui nou cuplu între Petre Ștefan și Maia Alesia. Petre Ștefan dezvăluindu-ne fără să vrea că între cei doi se întâmplă ceva. La mâine mă combin cu ea, o iau de cine. Da, bun. Așa că dacă vrei să vezi ce a spus Petrica despre Maia, stai până la finalul clipului. Și înainte să începem, vreau să vă spun că mai am următoarele perechi de Adidas la vânzare. Dacă vrei să-i prinzi la o mega reducere, te așteptăm cu un mesaj pe Instagram. Totul a început din momentul în care Maia Alesia a spus că ar prefera ca Petre Ștefan să vină în Bass House împreună cu ele, deoarece îl consideră foarte fan. Eu zic că Petre Ștefan e foarte fan. Lucru care a pornit un val foarte mare de hype pentru Petre. Absolut orice video cu el fiind plin de comentarii cu Petre Ștefan e foarte fan, primind chiar o provocare de la Shelly să-și schimbe numele pe toate rețelele de socializare în Petre Ștefan. Petre, dacă ești Team Bass House, n-ai tupeu să-ți schimbi numele pe TikTok, pe Insta, peste tot, în Petre Ștefan, da? Deci. Prima interacțiune pe care Petrica a avut-o cu numele lui Maia a fost pe live-ul lui Cipi, atunci când acesta făcea mișto de el, întrebându-l dacă nu ar vrea să aibă treabă cu Maia. Și tu nu vrei? Tu nu vrei? Zic că tu nu vrei. Acesta spunând că ar vrea să o ia de bune, să o facă nevasta lui. Și eu la mâine mă combin cu ea, o iau de cine. Da, bun. Petre Ștefan l-a sunat chiar și pe Adrian Elicopter să-i ceară părerea dacă el crede că merită să încerce. Chiar am pus drag de Maia, și după ce vrei tu, am pus drag de Maia, cumva, nu știu. Ce să fie, de bună? Da. Amenințându-l să nu mai își bată joc de ea prin story-uri. Da, dă-te-n pula mea cu ea, lasă cu asta că Chris, femeia mi-a dat mesaj și mi-a zis că mi-a zis să te sun să nu mai faci panoramă cu aia de apă, TikTok și de-astea. E prost, pula mea, deja o te întrebi și tu cu glima. Adrian înțelegând și spunându-i să meargă la ea în oraș cu un trandafir și o cutie de ciocolată. Credeți că Petre și Maia ar forma un cuplu frumos? Lasă în comentarii părerea ta.